Deci acum am ajuns să fac niște adevărul. Frate, că nu ghi! Vreau să mă spovedesc. Ăla, oh, mișto, din preocupat să fie. Păi ce voi sunt fii? Visă sub pula? Oh, ești pervers. Bine, atunci îi zic invers. Vreau să-ți suc pula. Ăla, wow, ce păcătuiești. Cel mai perversiune sunt astea. Gurița ta e de toc. Toc, you speak English. Eu speak expression in Deutsch. Dacă vrea pula mea. Ce ai Deutsch? Am multă Deutsch. O aș pe mama natură s-o făcut în gură. Și aia crezi că vrea. Mamă. Băi, frate, călugără. Făcea mișto o vără cu vreo. Ăla era curupsat în spate să îndrăgostesc. Că mi-a plăcut și de Ioana. Ia faci mișto de frații! Nasul că sori mai nu prea resimt umorul. Mie îmi place de ăștia. Fac mișto unul de altul. Mi l-a arătat și pe Andrei, ia uite pe ăla, e la albine. M-am uitat, mamă. Dar ce-l traumatizează, bă, tata Isu e cel mai rău din parcare, să n-am amintit, te traumatizează pe ăștia. Bă, ce mamă, tata Isu l-a bătut pe Mihai? De când era mic până l-a făcut mare. Acum l-a luat pe Andrei. Ioana e protejată, doar am zis. Ia asta și face poze boscheți. Care e terminat? Zice, aolo, mă înțeapă albinuța. Mise mișoră zăpuța. Zice, doamne, nu? Să vezi cum ți se umflă puța. Zice, aolo, se face de-aia buboasă, da, și rugoasă. Cum rugoasă? Da, o să te rogi la Dumnezeu, la greu. De ce? Ți se face pula mai mare ca o titoristire? Cum? O să fii unui drept. Și unde e ipotenuza? Ipoteza e că ți s-a sculat pula, da? Ia uite ce boboașă ai la pula. Zice ai ăla, a. Nu vreau! Stai că tata aia face mișto de tine. Te-a băgat la albine, te înțeapă alea în pulă toate, așa deodată. Ăla gata, m-am costumat ca Dumitru Brunariu. Eu te-am scuipat pe laptop. Și stau așa. Zici că sunt în stratosferă. Nu, ești în emisferă. În ce? Emisfera cerebrală, nu știu dacă stânga sau dreapta, dar... La tine oscilează, nu știu. Tunchiul cașcavalos, ce pula mea îți face, că nu prea reglează pe fete cum trebuie. Și ce am eu în cap? Bă, unii cercetători ziceau că creierul e ca o ceapă. Până la urmă a zis că e ca o varză. Și ce? Noi păcăli copii. Eu fac pariu că sunt aceleași minciuni. Și pe vremea asta, ca și pe vremea aia noastră. O întrebam cu mama, cum m-am născut eu? Păi a venit o barză. Păi ce dracu ați ales tocmai cu sărea asta? Ciudată. A venit o barză. Ați ales-o pe cea mai proastă? Ca aia se curentează, nu știu cum. Pula mea se bagă doar pe stâlpi. Barza e un fel de seristă, ascultă telefoane. Da? Dar vezi că ajungi și pe la curent electric, la linii de înaltă tensiune. Niște băieți de sus, mă urma la niște arcuri de la coloana și le-a pus pe acolo. Bârie să nu-și facă fetele cuib. Îi făcea cuib. Și se curenta fetele la pizdă. Le se afloci în aer. După aia zice, auzi, toate mâinile în aer, păi. Toate, lăsărea făci în aer. Era proști.
E mișto vulpul, e ăla atunci. Și Eagle e. Sunt unii pula mea la munte. Ăia vin, dar de seama ce diferite pe mine. Ăia ca și animal au cea mai mare viteză din planetă. Au câteva sute de kilometri pe oră. Cum, mamă. Se accelerează și cad în picaj. Îi pare în pulă. Doar câțiva promeni jucători, câțiva sau voiajori pot prinde, dar sunt de amici, super aerodinamici. Intelitatea corpopăsărilor sunt perfecte aproape. Au corp de picătură. Deci Persu e un inginer om care trăiește în formă și el. A inventat mașina doar că s-a uitat la păsări. Sau la pucanavelor. Cum e asta? Păi, cocanavelor sau pasăre, e sub formă de picătură. E forma cea mai aerodinamică. Asta ar fi forma... Dar eu am inventat ceva, eu am cam mică ziua de zi. Până la urmă, poate încăză un plan. Să intru la o simță, să văd ce pula mea, dacă mai are faza cu 4 ani, dorește pula mea, nu vede de la mea, poate mă duc la cupă. Și statul România muie, că trebuie, îi place lămuie, deci e cam greață. Nu, ăla e greață unul de altul. Nu știu, cred că ne fizem pula unul prea mult la altul. Ia, sună, eu uite, sună telefon. Ia să dau telefonul la omul. Hai să deschidem în parte. S-a întâmplat. Harieta este paralizită, dar nu a pus de subroții. Deci, era... Chestia motoare pe mine. Aron Cotruș, că nu știu ce mai frumos poem dedicat până acum în lucrătorul meu. Un merg de sale de haiduc, urcând în prea multele aici. Pe urmă în cele uriesești, și timp de ogri, dar și mai adevărat, și pe lucrăți. Dorul de astăzi, ca pe cum îmi fac mult, când eres, și zici, deci sunt forțele la IGB și anumite sunt eroul demonic. Da. Aolea. Îmi părea că n-am uit său, dar i-a păzat materii secrete, precum în Divina Comedia lui Dante. Tocmai nu din ale o preamărie tot în ce rezultate pe ală un cotruș. Divinul poetului, titanului, zicului, e nimic cu toate destinul din față, cum să fie zic. Încerc spus până la pământ. Compară în ambele de tine și fără ea. Gepsen, 22-20 iulie, ca un bătăr, 1983, păi, deja crescătoare mea, da, că l-am văzut în 2009, a văzut tot pe nivel. Ca un bătăr,
Ele é um fã Hyduk. Sarah Lanco, lindo, tremendo, beijo, não sei o que. Apesar de ele não vir. Sinabuco. Aaron Kotrush e de Olivier Buia. Da área de Sapagat, no Brasil. Suede. Sinabuco é. Aveau multe vitamine C în ele. Există măr sălbatic. Fără nici verde. Halezi la băiat, îți crește tu la calul de pustit. E mai tare ca viața.